Salut, prieteni! Voi sunteți pe canalul Like Sara și noi continuăm cu videoclipurile de Crăciun, da? Și astăzi, să fie și Sara, o să deseneze câte 5 cadouri pe care ele le așteaptă una de la cealaltă. Sunteți gata pentru această provocare? Da! Da, este foarte plăcută provocarea cu cadouri, da? Da! Deci, Sara desenează 5 cadouri pe care le vrea de la Sofia și Sofia 5 pe care le vrea de la Sara. Este un quest. Okay. Și deja în videoclipul pe canalul Sofiei o să vedem dacă fetele au ghicit sau nu și o să deschidă cadourile, da? Da. Noi începem cu prima rundă și desenăm cadourile cele mai dorite. Nu, să spun. Nu trebuie să zici, doar să desenești Sofia să ghicească. Sofia este foarte clar ce vrea. Da, foarte. Și la Sara este deloc nu este clar ce vrea. Aceasta scăunea. Sara a zis deja. Deja Sofia o să știe. Gata. Eu încă nu. Nu încă? Minge. Sara, Sara. Nu spune nimic, Sara. Acum o să desenezi pe altă fuiță. Gata, noi am finisat cu prima rundă și trecem la runda a doua. Sofia, iată ce a desenat, este foarte clar. Da. Și aici. Trecem la cea de-a doua rundă. Trecem la cea de-a doua rundă și noi desenăm și nu spunem ce am desenat. Eu nu o să spun. Tu și data trecută ai zis că nu o să spui, dar ai spus. E clar ce e asta. Nu colorăm, Sofia, doar desenăm și la Sara cam tot este clar și ea mai zis ce vrea. Gata? A spus, Sara. A spus. Sara, Sara, să vede că ești mică, ești nu poți ține limba. Gata. Gata? Gata, Sofia, tu gata? Și la Sofia, iată ce este. Acesta este a Sofiei. Mergem mai departe și trecem la cea de-a treia rundă. Începem. Ce vrem noi? Ce vrea Sofia? Avion? Nu! Avion cu ochi? Au cu ochi? Seamănă șoarecă. Deci asta ce este? Gata, Sara? Sara se inspiră, văd că se uită la brad și se inspiră. Peisaje desenează Sara. Gata? Încă nu? O, ce complicat, Sara! Wow, ce complicat! Aha, Sara. La Sofie deja eu înțeleg ce este. Moșul înțelege? Moșul totul înțelege, moșul cel mai bine înțelege. Sara, tu gata? Eu încă gata. Nu? Eu gata sunt. Tu gata? Iată, aceasta vrea Sofie și aceasta vrea Sara. Cine și-a dat seama ce sunt astea, ne scrieți nouă în comentarii. Și noi trecem la cea de-a treia rundă. Începem. Hai, mamă, să-l deschidă. Oh, ai deschis. Bravo. Aici nu știu ce vreau. Ce este asta? Sofia. Gata? Eu gata. Foarte complicat. Foarte, foarte complicat. Nu să spui, să nu spui. Clar că să nu spui.
La Sofia, parcă este o fereastră. Na! Voi nu o să ne scrieți în comentarii cu ce seamănă la Sara, parcă sunt doi păduchi pe o ață. Și la Sofia o fereastră. Și trecem la... A... Cât? Patra! A patra? Da, acesta este a patra. La ultima rundă, la cinci. A cinci? Da, la cinci. Aceasta. Da, aceasta. Cinci. De cinci. Începem și finisăm. Aceasta. Hai. Este foarte plăcut să desenezi cadouri, da? Așa, uuuu. Acum să dăm seama. Să ne dăm seama acum, da? O lăsa la seama, nu puțin cu un schelet ceva. Cu un craniu. Schelet? Schelet? Dar cât e? Nu? Da, cum se vede ce este? O să vedem deja când o să căutăm, da, Sara? Telefon. Sara, ține limba după dinți. De ce spui? Eu nu spun. Ea special spune că tu să fie să ia ceea ce vrea ea, da? Să nu te gândești mult. Okay. Dacă nu s-o înțelegi, să știi ce vrea. Gata? Eu gata. Gata. Sara, gata? Yeah. Sara încă colorează telefonul. O, deja ea a zis că este telefon. Fie galben. Da, galben să fie. Acesta este al Sarei și aceasta este dorința Sofiei, cadoul Sofiei. Să arătăm toate desenele Sofiei. Sofia vrea aceasta. Aceasta, aceasta, aceasta și aceasta. Sara, o să te isprăvești? Da? Da, Sara se va isprăvești. Dar Sara ce vrea? Aceasta, 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 aceasta și aceasta. Aceste două ea tot le-a numit. Așa că o să fie, cred eu, ușor. Gata? Ce da. Facem? Ne luăm rămas bun? Da! Abonați-vă cine v-ați dat seama de ce aici au desenat fetele, ne scrieți. Pa, pa! Dați multe like-uri și vă abonați la canalul Lexa și la canalul Sofia Show. Pa, pa, pe curând și treceți pe canalul Sofia Show pentru a vedea cât de bine fetele se cunosc și cât de bine au ghicit cadourile, da? Pa! Mm-hmm.